Claudiu Buciu nu exclude o candidatură din partea PSD-ului pentru funcția de primar al Lugojului. Suntem deschiși să candidăm din partea oricărui partid care este suficient de puternic să asigure o majoritate în viitorul Consiliu Local, a precizat acesta. După cum știți, noi suntem într-o echipă care în prezent face parte și este membră a Partidului Național Liberal, astfel am câștigat alegerile și este clar, noi am vrea să mergem în continuare cu o candidatură din partea PNL. Din cauza relației tensionate pe care nu o înțelegem cu președintele Consiliului Județean, respectiv cu președintele PNL Timiș, nu avem încă o certitudine că vom candida din partea PNL, din partea dânsului. Suntem deschiși să candidăm din partea oricărui partid care este suficient de puternic să asigure o majoritate în viitorul Consiliu Local pentru a ne asigura de continuarea proiectelor noastre, proiecte pentru care noi am adus finanțarea, pentru care le-am început noi și pe care, sincer vă spun, cred că doar noi suntem în stare să le ducem la bun sfârșit. În această categorie, bineînțeles, intră și PSD-ul, dar n-am demarat niciun fel de negocieri cu PSD-ul. A treia variantă, ultima și cea nedorită până la urmă, este aceea de a candida independent. În ceea ce privește posibila candidatură a lui Călin Dobra, președintele PSD Lugoj, Buciu a declarat că socialdemocrații pot avea pretendenți mult mai buni pentru Lugoj și că Dobra este un candidat nociv. Nu avem o confirmare oficială că domnul Dobra este candidatul PSD. Din punctul meu de vedere, PSD poate avea candidați mult mai buni pentru Lugoj. Dobra este un candidat nociv atât pentru PSD cât și pentru Lugoj și va pierde alegerile cu siguranță. Cred că PSD-ul se va orienta spre o altă candidatură care este mai bună pentru viitorul municipiului nostru.